cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând. Cea mai sfântă în viața mea ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, Alină, mamă, inima. Avem o surpriză astăzi pentru dumneavoastră, din partea cuiva ce vă iubește foarte mult. Și a vrut să vă fac o zi mai frumoasă. Da, la cum? De la cum vine și distracția. Acum, da. Noi am venit cu pregătirile, avem o fericită pentru dumneavoastră, avem tortulețe, șampanie și un mesaj din partea cuiva. Acum, dumneavoastră vă revine rolul cel mai greu. Din partea cui venim? Cu darurile acestea. Cine e azi? Copilul meu, e în Anglia. Păi, într-adevăr... Din partea lui ar putea veni. Altcineva n-ar mai putea fi? Decât el. Decât el? Cu nora și cu nepoata. De cât pe el aveți copil? Păi avem copil, dar nu știu, ei, nu știu. Ori ei, nu știu. Păi da, dar eu să vă spun o chestie, că eu nu cred că e de la copii. Nu cred. A vorbit cu noi un domn. Într-adevăr, un domn a vorbit cu noi, dar părea mai în vârstă, mai... Vinigere, cred. Nu știu, domnul respectiv ne-a spus că vă iubește foarte mult. Era un domn mai în vârstă, nu cred să fi fost copiii. Nu știu să vă spun cine este exact. O știi, băiatul, doamna, o avea vreun admirator, ceva? Pe undeva? Și alt copil? Din ofii ei, adică Luminița. Voi știți ceva? Nu știu nimic ei. Ceilalți copii nu avem să îi întrebăm. O să vă citesc eu mesajul. Și dar avem și o melodie. Înainte de mesaj, spuneți-ne o singură persoană. Cine rămâne la ultima strigare? Maia. Dacă știi că Adi... Nu știu. Bun, deci cine rămâne? Cine e domnul de a vorbi cu noi? Scumpă și dragă mamă. Acum să vedem, mamă pentru cine? Te felicit cu prilejul zilei tale de naștere. Vreau să-ți mulțumesc pentru feciorul care l-ai crescut. Minunat! L-ai învățat să iubească, să aibă un suflet mare și să-ți poarte respect. Îți mulțumesc că ești o mamă bună, o soacră și o bunică care merită tot respectul. Fie ca toate zilele din viața ta să fie plăcute, pline de magie, înzestrate în fericire, cu fericire și gânduri bune. Îți mulțumesc pentru iubirea și răbdarea și grija ce mi-ai purtat. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când a fost nevoie să-mi învăț lecția. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat în viață și mi-au dat aripi să văd orizontul. Mâinile tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Astăzi, mamă, sunt departe, dar îți urez din inimă la mulți ani. Din partea fiului... Nora. Care fiu? Adrian. Sigur? Da. Nora, Natalia și nepoata Ilinca. Din partea lor vin astăzi darurile și surpriza pentru dumneavoastră. Mulțumesc, să fie sănătoși. Domnul să fie cu mine. Da. Și o să trăiesc să mă-i fac în continuare. Păi da, dar, bineînțeles. De la ăștia 56 și... de anișori împliniți astăzi. 65. Pic mai aproape. Aș vrea eu să...
Haideți cu toți! Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei cu un cuvânt. Cea mai luminoasă stea, nu l-am ascultat mereu. Fără lacrimi, păi cum vorbiră? Iartă-mă de am greșit, Sfântă Mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Păi și la mulți ani. Să și voi ceva acolo, da? Să fii sănătoasă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și la anul să-ți mai facă adi o bradă. Da, să-mi mai facă. La vie. Bun, haideți. Ai la mulți ani, trebuie cu trei. Când aia trimite și cadouri. Ai adi, tu ești, a? Veni așa, ăștia cum veni la cum. Să spui și tu ceva. A, da, te întarsă. Nu-o trăsa și ai, vă la vie. Ceva. Doamne, întâlnești telefon, ce să-și mă aveți la vie? Când mi-e greu să mă gândesc la ea,
cu zâmbet, cu zâmbet, doamna Florica. Fetele mele cu vrorile mele. Bun. Haideți să vedem. Hai. Lasă că nu, nu. Hai mai tare, pă nu mâncare-ți deloc azi dimineață. Să trăiască, copii să iubească, la mulți ani. Vă puneți o dorință în gând și suflați tare în lumânări. În cei 56 de anișori astăzi. 65. Bravo, aplauze cu toții. La mulți ani, Bun. Doamna Florica, cum vă simțiți la 56 împliniți azi? Mai binișor am așa, mai binișor. Te gândi la hamul. Așa. Bun. Surpriza de la copii. Și dumneavoastră când pusărăți dorința, vă gândirăți la domnul de a vorbi cu noi. Păi e corect, așa? Să fie domnul. Da. Deci e corect? Da. Bun. Sănătate, fericire. Și doar atât? Da. Păi dau că e sănătate. Mai spune o dată, te rugăm. Bunica, mamaia care a crescut-o, mamaia. Apu, bobe, mamaia. Cum mă pup, că te dede unchiu, mamaia, e unchiu. Uite, e unchiu aici la mine. Vorbește unchiu, vorbește. Eu vorbesc. Păi da, unchiu are pe telefon, văzui. Așa, mamaia, ia spune, zi unchiu. Zi unchiu, ce faci? Ia zi. Nu știu ceva. Uite-le aici cu tine. Eu de mamaie. Eu de mamaie. Ești făcut. De unchiule, ce faci? Unchiule, de i-a făcut lui mamaia tu. Să ia, să lasă din acolo la pie, că era chiar acolo la pie. Să fie aici. Ah, erau chiar acolo la Peco. Acum. Să fim sănătoși. Și noroc în viață să le dea Dumnezeu, să fie îngăduială, că asta e cea mai principală. Să îngăduie Bun. Și să fie toată familia, toți copiii mei și toată lumea care este aici în prejurul meu. Bun, mulțumim frumos. Hai țipăm. 3, 2, 1 și e! Gata. Și dulce mamă, cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. De uitat povața ta să mă iei, măicuța mea. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Dulce mamă.
dragă mă.